Și domnilor, avem o situație foarte interesantă în viața solistei Ioana Radu, care a avut un atac frontal la adresa soțului în weekend. Soțul a răspuns, o să vedeți reacțiile lor și vreau să analizăm această poveste surprinzătoare prin detaliile care se oferă. Alina a mai rămas câteva minute alături de noi și a venit și Mariana Cojocaru, care știe ce urmează să se întâmple. Nu își imaginează ei ce se întâmplă, că știe Mariana prin prognoza ei astrologică. Bun găsit, Mariana! Bine v-am regăsit! Hai să lucrăm cu materialul clientului, îi vedem pe preopinenți ce spun și după aceea analizăm împreună cu Alina și cu Mariana, care va rămâne după aceea pentru voi, să aflăm și ce se întâmplă din punct de vedere astrologic pentru toată planeta. Să începem cu Ioana Radu, să auzim! În primul rând, acest video nu are ca scop denigrarea fostului meu soț și nici nu sunt genul de persoană care să arunce cu noroi într-o relație. După ce s-a terminat, aleg să vorbesc public despre lucrurile prin care cred că multe dintre noi, sau chiar și mulți dintre noi, am trecut vreodată. Aleg să nu mai fie frică, pentru că mi-a fost suficient de mult frică în relația pe care am avut-o. În primul rând, vreau să vă rog din suflet, dacă vă aflați în momentul ăsta într-o relație toxică, o relație abuzivă, cum a fost a mea, vă rog din tot sufletul meu să plecați. Știu cât este de greu să ieși de acolo, pentru că mi-a luat aproape 3 ani de zile să ies din relația asta, deși relația dura doar 4 ani, în 3 dintre ei eu m-am luptat să plec din relația asta. A fost o luptă foarte grea, eu mi-am dorit această despărțire, eu am fost cea care intenta divorțul, pentru că mi-am recăpătat puterea înapoi. Nu o să povestesc în online motivele concrete pentru care m-am despărțit de fostul meu soț. Cum spuneam, eu am fost cea care intenta divorțul. În decembrie s-a finalizat divorțul nostru. A fost un divorț amiabil la notar, pentru că așa mi-am dorit și așa am crezut că putem termina o relație, deși n-a fost ea cea mai frumoasă, au fost și momente frumoase. Eu eram singura sursă de venit din familia noastră. Și aici o să dezvolt puțin lucrurile. Când am început această relație, Cătălina antrena în Craiova. Eu locuiam în București. În momentul în care a hotărât să se mute la București Cătălin și concertele au început să vină foarte mult, el a renunțat la ceea ce făcea pentru a conduce mașina la concerte și pentru a răspunde la telefon când se programau concerte. Mai exact, se ocupa de numărul de booking. Eu și fostul meu soț aveam împreună un apartament și o mașină de concerte. Că am muncit pentru acel apartament când eu nu aveam voie nici să vorbesc, pentru că vă mărturisesc acum lucruri pe care nu le-am spus niciodată. Eu mergeam la Paris să mă tratez pentru că aveam chisturi pe corzile vocale și nu aveam voie nici măcar să vorbesc. Trebuia să mă operez. Am stabilit în urma divorțului că o să rămân eu în casă, pentru că eu asta îmi doream foarte mult, muncisem foarte mult pentru el și îmi doream foarte mult să rămân eu în apartament și să îi dau lui Cătălin o sumă de bani. Niciun fel de problemă, am zis, mă, nu contează ce a fost, ce n-a fost, a fost alături de mine, am avut și bune și rele, a fost lângă mine, m-a ajutat, sunt fericită că m-am îngrășat. Am fost atât de fericită că am reușit să ies din această relație din care nu puteam nici cum să ies și de când am divorțat până în prezent am mâncat în fiecare zi doar prostii. Am hotărât că el o să meargă la Craiova și că eu vei da banii într-un an. Între timp s-a răzgândit, nu a mai vrut bani într-un an, i-a vrut de fapt în 6 luni și luat cu el mașina de concerte pe care o ține în fața blocului și pe care din păcate o folosește doar ca să care lucruri pe care le cumpără când își renovează casa. Și stabiliserăm că nu o folosim nici eu, nici el. Dar ce credeți? El o folosea. Eu nu aveam dreptul, eu mergeam la concerte cu mașina de scule, ne înghesuiam toți acolo sau foloseam mașina personală. Ceva rău de tot. Nu contează. N-am desfurcat, am mai închiriat, am mai făcut ce am mai făcut. Am zis, mă, lasă-l să ia mașina, nu contează, o să o recuperez. După ce mi-a spus că vrea banii 6 luni, a hotărât să se mute înapoi în București, în apartament. A zis că el nu pleacă de acolo până când nu o să-i dau banii și că ce contează dacă locuim împreună, că el poate să doarmă pe jos și eu în dormitor. Și am explicat că nu am cum să locuiesc cu el în casă după ce ne-am despărțit, pentru că în fiecare zi în care îl vedeam acolo, nu făceam altceva decât să ne certăm și certurile erau foarte urâte. Am zis, știi ceva, rămâi tu aici, că o să plec eu, văd, dorm pe unde apuc și așa am făcut timp de vreo 2 luni de zile, dormeam pe unde apucam, ca să evit toate discuțiile și orice fel de problemă ar fi putut apărea. Partea cea mai dureroasă vine chiar acum. Mie mi-a interzis să vin acolo cu mama mea, cu prietena mea cea mai bună, ba chiar mi-a dat un mesaj în care mi-a spus că dacă o să mă găsească acolo vreodată cu prietena mea, o să ne bată pe amândouă. Irelevant. A început să vină cu prezențe feminine acolo. Nu mi se pare normal ca el să creadă că are dreptul să vină acolo cu
fete, iubite, nu știu, amice, și eu să nu pot veni acolo cu mama mea. Într-o casă pentru care oameni buni am muncit foarte mult. Eu între timp strângeam din dinți și munceam ca să-i dau bănuții. Însă cel mai urât lucru mi s-a părut când au început să-mi dispară din lucrurile personale din casă. Mi-a dispărut laptopul, eu, soția lui, am cumpărat de la el un ceas, pe care evident l-a achiziționat în timpul căsătoriei, adică înțelegeți, îi purtam ceasul. Și a fost deranjat de faptul că îi purtam ceasul, a zis, de ce nu-ți cumperi și tu un ceas al tău, de ce îți cumperi tu genți și brățări, că cumperi și tu un ceas al tău? Și am zis, îți dau banii pe ceasul tău. Au dispărut din cutia ceasului actele de proveniență și evident chitanța cu care el a fost cumpărat. Mi se pare îngrozitor și în momentul ăla mi-am dat seama că de fapt este rău intenționat. Așa că am hotărât, oameni buni, și vă rog să-mi spuneți dacă am procedat sau nu bine, pentru că nu cred că nu ne puteam înțelege amiabil. Am hotărât să aleg justiția în cazul nostru, așa că am intentat câteva procese împotriva fostului meu soț. Sper din suflet să decidă un judecător ce și cum trebuie să se întâmple și până atunci vă dau cea mai importantă veste din viața mea. Cea mai importantă. Mi-am cumpărat casa visurilor mele și fix acum când vorbesc, vă arăt imagini cu ea. Am zis așa, ok, dacă nu mă pot bucura de acest apartament, las legea să rezolve toate problemele, pentru că eu am încredere în justiția română și, evident, da, doamnelor și domnilor, astea sunt faptele. Până atunci am uitat să-l prezint pe domnul Salomia, care nu lipsește astăzi. Ce gătește azi? Cristi, salutare invitaților. Cristi, pentru astăzi vom pregăti o salată de fasole verde împreună cu niște roșii cherry, un mărar proaspăt și o maioneză vegană. Acesta va fi preparatul nostru de post și o coajă de lime ca să-i dea un pic de prospețime. Și pentru poftișoși vom face niște paste fettuccini împreună cu pui și ceapă verde. Și puțin busuioc. O vine domnul Moculescu. Bunie la papile. Jar mănânci dacă nu gătești bine. Sperăm că va fi cerere. Imediat vine Mariana cu datele. Pe tine aș vrea să te aud, mai. Ce părere ai? O să-l auzim și pe el după aceea. Ce părere să am, Cristi? O relație toxică, care bine că s-a terminat. Este clar că era vorba despre un comportament, un tip de personalitate narcisică din partea lui și un salvator din partea ei, da? Da. Ăsta este tandemul în care merge el o relație toxică. El a slăbit-o, dar cred că o și guverna în ultima perioadă, că dacă te bagi în frigider după ce ai ieșit, înseamnă că efectiv aveai ceva pe cap. Ea a găsit acolo un escape, așa, o evadare după acest divorț, care este destul de dureros. Da. Și să știi că e greu să vorbească despre lucrurile astea, adică ea spune că e fericită, ea încă este într-o suferință, în momentul în care tu te refugiezi în mâncare, ești într-o suferință. Pentru că instinctiv noi vrem să ne protejăm. Și ea își face rău în momentul ăsta. Ei înseși. Așa este. Mariana, bun găsit. Deci ce putem să spunem despre Oana Radu și ce urmează să se întâmple cu ea? Dragul meu, m-am uitat pe astrogramă și o să zic așa. În primul rând, e născută pe 7-a 12-a 1993 și are foarte multe planete în săgetător. Acolo este și axa karmică, prin urmare, ea are pe casa 7-a căsătoriei probleme înscrise din start. La finele anului trecut, aspectele erau, cum să spun, atât de grele pe astrogramă, încât și anunțau sfârșitul acesta ca fiind o relație imposibilă. Dar eu am luat să analizez relația lor de acum 4 ani de zile. Așa. Unde lucrurile anticipau așa ceva. De aceea e atât de important ca un astrolog să-ți analizeze dinainte așa relația, ca așa să nu ajungi în situația aceasta. Și ce crezi că va urma? Dincolo de faptul că era înscris, cum spune, cum se spune clasic, ca fiind o relație toxică, era înscrisă ca o relație de incompatibilitate grea. Ea a încercat să se adapteze pentru că, fiind săgetător, ea are o personalitate dublă. Dacă își dorește să fie într-o relație, depune practic tot efortul, orice efort ca relația respectivă să funcționeze. Până în ziua Z, pentru că marcajul rămânea marcaj.
Zi-mi ce urmează pentru ea. Pentru ea urmează acum o perioadă în care trebuie să focuseze foarte mult pe vindecarea interioară. Deci aici este activă cea de-a noua casă. Toate planurile, doar că vorbim în alte perspective. Noua casă, da. Corect. Fiind și psiholog și eu, e clar că... Foarte bine. Și atunci toată deschiderea ei trebuie să vină pe ceea ce înseamnă vindecarea ei, nu doar exterior, ci mai degrabă la nivelul învelișului. Da. Acolo unde este aura și aureola unui om. Am înțeles. Chestiuni esențiale, în așa fel încât să nu scape frâiele. Bun, mai am o singură întrebare la Are tine. Are și o personalitate și foarte puternică. Caracterul ei este extrem de puternic. Îi apare în chartul tău acolo un sortit, un om cu care să se potrivească să nu fie toxic? Ei, aici am... am ceva îndoieli. Sigur că fiecare poate să aibă un sortit, da. Doar că trebuie să-l analizezi și dinainte. Da. Ți-am spus că are anumite probleme pe casa șaptea, care e casa căsătoriei, și atunci nu orice îi se potrivește. Adică numărul este foarte restrâns, foarte limitat. Am deci înțeles. Eu trebuie să văd harta, sau cum spui tu, chartul unui potențial iubit, prieten chiar, mic partener, ca să pot să-mi dau seama dacă este de perspectivă. La momentul potrivit. Sigur că da. Încheiem discuția văzându-și pe Cătălin Dobrescu, soțul Oanei, care dă și el un răspuns. Hai să vedem. Sunt un om corect, nu-mi place să mint și nu-mi place să-mi spăr rufele în public. Să știți că nu voi face nici acum. Din fericire pentru mine și din nefericire pentru cei care așteaptă replică, pentru că scandalul, certurile prind bine. Eu n-am nevoie de reclamă din asta. Eu am nevoie să mă ridic încet și sigur, dacă pot să vă ajut. Sunt antrenor, sunt nutriționist. Dacă pot să vă ajut cu un sfat, cu un răspuns la întrebare, o fac cu mare drag. Dacă nu pot să vă ajut, atunci merg mai departe pe drumul meu. Singura mea declarație este asta. Și o să vă șocheze, probabil, dar nu sunt fals. O spun din suflet și din inimă. Și o să vă spun la final și de ce fac treaba asta. Fosta mea soție este o femeie foarte frumoasă. Altfel, mă căsătoream cu ea. Chiar dacă am insistat eu să fie, pentru că așa sunt eu. Așa am crezut, nu că așa am știut eu. Dacă am făcut treabă bună, am făcut. Dacă n-am făcut treabă bună, n-am făcut. Bun, este o femeie foarte frumoasă. Este o femeie foarte deșteaptă. Este o femeie foarte talentată. Și este o femeie foarte ambițioasă. Nu am ce cuvinte să spun la femeia. Nu am ce cuvinte să spun la adresa femeii care a făcut parte din viața mea și care foarte multe nopți n-am dormit. Dacă ceva nu ieșea bine, dacă, nu știu, mă consumam, așa făceam. Amândoi, nu doar eu. Așa făceam. Noaptea în pat. Foarte multe nopți n-am dormit și nu că munceam. Când ceva nu era bine, când ceva nu ieșea bine. Și atunci, cum? Pentru persoana asta care eu am fost atâtea nopți care n-am dormit să-i fie bine, de ce aș ieși eu acum să o defăimez? N-aș avea de ce. E liberă să facă ce vrea ea. Dacă ea consideră că așa e bine, să-i dea înainte. Dacă are o problemă legată de despărțirea. Da. Bun, el până la finalul acestei declarații pare foarte gentil. 10 secunde? Da, este un manipulator din punctul meu de vedere și asta știa, a folosit o psihologie inversă. Așa fac manipulatorii. Adică tu vorbești urât de mine, lasă că eu vorbesc urât de tine, ca să nu las acolo o ușă deschisă și lumea să mă înțeleagă. Și în momentul când spui, eu nu sunt fals, eu sunt fals. Nu trebuie să demonstrezi, nu trebuie să spui asta, să o afirmi. Dragul meu, eu consider că sunt din filme diferite.
și când doi oameni nu sunt compatibili, el poate să aibă o parteneră care să îi se potrivească perfect, dar nu e Oana. Cum și Oana poate să aibă un alt fel de partener, dar care... Sigur că da. Mulțumesc foarte mult, eu vă propun așa să facem. Îi mulțumesc Alinei Petre, mai rămânem cu Mariana. O să fie și maestru Moculescu aici. Intrăm în pauză ca să judecăm, să vedem exact cum facem cu timpul, că până la final rămânem cu o să fiți cu Mariana și cu domnul Moculescu, să vedem exact cum facem, că vreau să aud și horoscopul. Și are și domnul Moculescu, mi-a zis, nu mi-a spus ce, dar a zis că are trei subiecte tari de tot. Mulțumim. După o scurtă pauză ne vedem.